Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din The Higher Lower Game. Sper să-mi depășesc recordul din nou. Să vedem. Death. Raiders of the Lost Ark. Bă, sincer, cred că ăsta e ceva film vechi, deci nu cred că e mai căutat decât Death. Bun. Nestle, clar. Am mai căutat o dată, știu asta deja. Foarte căutat Nestle. Ugly. Nu cred că e mai căutat decât Nestle. Ar fi culmea. Bă, și totuși uite cât e de căutat. Athletic, s-ar trebui să fie mai căutat decât Ugly. Da. Christianity. Bă, chestii de religie. Există mulți fanatici religioși, dar nu cred că e mai căutat. Era culmea. Stone Age, ar trebui să fie mai căutat decât Christianity. Da. Într-adevăr. Jackie Chan ar trebui să fie mai căutat decât Stone Age. Bănuiesc. Totuși un actor destul de celebru. Mamă, frate, dar chiar e căutat asta. Robert De Niro. În mod normal, eu zic că e un actor mult mai mare Robert De Niro decât Jackie Chan. Și ar trebui să fie mai căutat decât Jackie Chan. Acum să vedem. Frate, serios? 7. În fine, hai încă o dată. Cineva mi-a zis că ar trebui să fac videourile astea un pic mai lungi. Ultimul l-am făcut de 4 minute, cred, din The Higher Lower Game și de data asta o să-l fac un pic mai lung, să văd dacă vă uitați mai mulți. Dacă nu, o să continui cu videouri scurte sau mai scurte în cazul ăsta. Modern Times ar trebui să fie mai căutat, adică ce dracu. Taipei mai căutat decât Modern Times. Donna Summer, ceva cântăreață, dar nu știu ce cântăreață, habar n-am auzit ea. Bun. Australia, clar mai căutată. Era evident, Boris Becker, jucător de tenis. German, cred, nu 100% sigur. Dar după culoare ar trebui să fie german, cred. Să fie ori mai căutat, nu cred. Chiar deloc. Usain Bolt, evident, mult mai căutat. Bun. Leicester City, sau ceva în genul, trebuie să se pronunțe. Sau Leicester City. Leicester aud la televizor foarte mult. Deci bănesc așa, dar totuși o câștiga Premier League acum, anul ăsta. Dar să fie mai căutat decât Usain Bolt, nu cred. Totuși, foarte căutați. Mickey Mouse, clar mai căutat. Mult mai căutat. Margaret, habar n-am cine e bătrână. Sper să nu fie cineva cunoscut și să dau cu bâta în baltă. Empire State Building. 100% mai căutat. Harry Potter. Garantat mai căutat decât Empire State Building. Am 4 milioane și Driving Instructor. Mai puțin. Mi-am egalat recordul, dacă o ghișe și asta, o să-mi bat recordul. Era clar, frate. Feminism. E mai căutat decât driving instructor. Garantat. Foarte căutat trebuie să fie. Destul. 13. Clint Eastwood. Și ăsta un actor destul de celebru. Oare să fie mai căutat decât feminism? Așa ar fi normal. Mamă, și foarte căutat și ăsta nu mă așteptam. Sex Positions. Asta e grea. Clint Eastwood sau Sex Positions. Oare chiar caută lumea poziții pentru sex? Eu zic că nu-i mai căutat. Bă, ești nebun! Ai de capul meu. Deci lumea caută poziții de sex pe Google. Și caută extrem de mult. În fine, frate, uite, 90% din persoanele care joacă au făcut un scor mai mic decât am făcut eu. Foarte tare, sper să ajung, nu știu, să fiu un ăia 1%. Dacă vă plac genul ăsta de episoade, nu uitați să dați un share, asta mă ajută cel mai mult. După cum vedeți, nu suntem foarte mulți abonați, momentan 64. Sper să
depășim bariera asta cât mai repede, să ajungem măcar la 100 și după aia la 1000 și 10.000 și 100.000 și de acolo încolo orice este e super mult. Cam asta ar fi scopul, să ating 100.000 până anul viitor. Eu zic că o să reușesc, nu știu ce credeți voi, dacă aveți încredere sau nu. Dar n-am cum să reușesc fără ajutorul vostru, asta e clar. Share-urile, astea ar fi de mare ajutor. Chiar și share-uri pe diferite grupuri, dacă faceți parte din grupuri. Nu sunt neapărat obligatorii, dar m-ar ajuta. Dacă vreți să mă ajutați cu chestia asta, vă mulțumesc în avans. Noi ne revedem la videoul următor. Salutare!